Ok, în prima fază desfacem partea dreaptă, înlăturăm manșoanele vechi și apoi venim cu cele noi. Pentru a înlătura manșoanele, în cazul nostru trebuie să desfacem handguardurile. Nu este nevoie să-l desfaceți de tot, dar eu o să-l desfac pentru că o să-l și îndrept puțin. În cazul în care vreți doar să schimbați manșonul, este suficient să-l slăbiți, să-l puteți învârti puțin în jos sau în sus și desfaceți decât capătul. Pare că avem un șurub foarte lung. Apoi desfacem taia de accelerație. Un lucru bun ar fi, dacă tot desfaceți, deși acest lucru ar trebui făcut mai des, este să gresați cablurile, să le ungeți și de asemenea să puneți un pic de vaselină și aici în această carapace. Așa. Cum se vede, noi mai avem vaselină, dar o curățăm pe aceasta și punem una nouă. Curățăm bine și acestea și punem o vaselină nouă. Așa și gata, a ieșit manșonul. Acesta este foarte ușor. Desfacem cablurile de accelerație de aici, dar prima oară le ștergem ca să nu ne murdărim foarte tare. Am scos cablurile și acesta este manșonul. Acum, dacă vom folosi pe cel fără sania de accelerație, va trebui să scoatem manșonul de pe sania de accelerație, de pe plasticul acesta. Dacă nu, acesta se poate arunca complet. Curățăm bine și ghidonul și cablurile și revenim. Am curățat mai bine cablurile, am observat că avem rupt cablul, se mai ține foarte, foarte puțin de deschis, după cum vedeți. Deci vom înlocui și cablurile, vedeți, mai este foarte puțin. În scurt timp acesta va ceda, deci înlocuim și cablurile și curățăm bine în continuare absolut tot și revenim. Am ales acest set de manșoane, pe acesta o să le folosim. Acum manșonul de accelerație, da? Acesta este adaptorul care ne trebuie nou, îl fixăm aici. Au un scob aici, n-aveți cum să puneți greșit, scobul vine spre interior, se fixează cu această buză. În partea cealaltă, dacă îl puneți, rămâne urât, în partea asta. N-aveți cum să-l puneți urât, să-l puneți greșit. Vedeți cum montați acesta, cum vreți să vină ca și model, unde vreți să vă vină modelul de pe el. Deci, și-l vine așa. Așa plec. Este ok. Să avem grijă să-l punem și pe celălalt la fel, să dea bine.
Ok. Așa. Acum o să punem un pic de vaselină aici, după cum am spus. Nu trebuie foarte multă. Este important pe unde pulisează și să reducă frecarea. Și de asemenea, ca să nu intre apă pe la cabluri. Nu trebuie foarte multă. Așa, la fel și la cealaltă jumătate. Așa. Acum facem proba. Da, pare să lucreze bine. Ok, putem să strângem șuruburile, punem handguardul la loc și pe partea aceasta am terminat. Ok, am terminat pe partea aceasta, ne mutăm pe partea cealaltă. Ok, am montat și handguardul ca să terminăm definitiv cu partea aceasta. Cam așa funcționează, cablu nou, înșonul. Ce am uitat eu să vă arăt, este bine la motocicletele de off-road sau la ATV-uri, pe partea de prinder, la handguarduri, la pompe, e bine să folosiți bandă de teflon, ca atunci când cădeți, acesta să nu se rupă, să se poată răsuci pe ghidon. Voi le strângeți foarte tare, dar având banda aceasta de teflon, este bandă de teflon care se folosește în instalațiile sanitare, deci nu este ceva deosebit. Cam așa arată. Este teflon. Așa. Și puneți la toate prinderile. V-am spus, atunci când veți cădea, nu se va rupe așa de ușor, ci se vor mișca. Cam așa arată manșul și din față. Ok, trecem la partea cealaltă. Aici, după cum vedeți, este cel vechi. Handguardul. Uitați, și acesta a ajuns să se pună aici, cum este și acesta. O să-l îndreptăm, schimbăm manșonul și revenim. Ok, la fel și aici, desfacem handguardul. Acum avem acces simplu la manșon. Îl scoatem. Acesta este foarte ușor, dar în cazul în care nu ieșea, trebuia să tăiem în primul rând sârma. Dar în cazul nostru, el deja se învârtea foarte ușor. Aici este mult mai simplu decât în partea cu accelerația, pentru că nu avem accelerația. Așa, l-am desfăcut, venim cu manșonul nou. Ok, venim cu manșonul nou, este deja slăbit șurubul. Intră fără probleme. Da, este în regulă, este suficient, ne rămâne un pic de spațiu și aici. Acum o să trebuiască să-l poziționăm. Ne uităm să-l poziționăm ca și celălalt și o să-l strângem la 5 Nm, cum spuneam. Okay. Luăm dinamometrica și-l strângem.
cu dinamometrica o să strângem ușor pe poziție. Ok. E perfect. Nu se mișcă. Trebuie să încercăm și fără mânușă. Da, gripul e foarte bun. Așa. Și cam asta a fost pentru montajul manșoanelor. Noi în continuare o să îndreptăm hangguardul și o să-l montăm. O să mai dăm cu niște bandă de teflon aici pentru că din cauza mișcării s-a mâncat. După cum v-am arătat, hangguardul se strâmbase foarte mult către interior. Și o să-i mai dăm un pic de bandă. Și le montăm și am terminat. Ok, am montat și hangguardul. Așa arată manșonul. Așa arată hangguardul. Da, vin și el pe poziție. Uitați, avem aici un deget și ceva. Se putea și mai mult, dar oricum se va strâmba din nou la căzături. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare. Sper că nu v-am plictisit cu acest video, dar după cum v-am spus, mi s-a părut că ar trebui acoperit și acest subiect despre manșoane. Sper că nu am omis ceva, dacă vi se pare că am omis ceva, cei mai experimentați puteți să scrieți în comentarii, să ajutăm și pe cei mai începători, cei mai la început de drum, să cunoască și ei mai bine acest domeniu, zic eu, frumos. Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați like și abonare la canalul nostru și vă așteptăm în secțiunea de comentarii cu orice sugestie și orice domeniu mai doriți, orice clip mai doriți să facem. Vă mulțumim!